Salut de la Mărșani, din nisipurile de la Mărșani, dintr-o tânără plantație instalată în martie 2020 cu salcâm, în care, experimental, au fost introduse și alte două specii. Prima, pe care o vom vedea imediat, corcodușul, Prunus cerasifera. Iată puieții, iată ce creștere au comparativ cu puieții de salcâm, care salcâm aici este la el acasă. Încă o dată revin asupra acestor puieți de corcoduș. Sigur, procentul de supraviețuire este unul destul de bun, dar creșterile sunt semnificativ mult mai mici. Rămâne de văzut cum vor evolua. Și mai în față, trecând iar prin cultura de salcâm, vreau să ajungem și la o a doua piață experimentală, în care este instalat ulm de Turkestan, o altă specie care teoretic se și practic se pretează pe nisipuri, dar care și ea, la fel ca și corcodușul, înregistrează creșteri mult mai scăzute comparativ cu cele ale salcâmului. Iată piața de probă în care au fost plantați puieți de ulm de Turkestan. Creșterile sunt la jumătate față de cele ale puieților de salcâm. Cam așa arată un metru, metru și ceva, un puiet de ulm de Turkestan plantat în primăvara anului 2020. Pare că și procentele de supraviețuire sunt mai scăzute comparativ cu ale corcodușului. În urma completărilor, colegii de la Ocolul Silvic au intervenit cu salcâm în completarea golurilor lăsate prin moartea puieților de ulm. Încă o dată, salcâmul la el acasă, principala specie promovată de zeci, sute de ani chiar, pentru stabilizarea acestor nisipuri din Oltenia. Chiar peste 170 de ani. Pe fundal se văd și alte păduri plantate acum în jur de 15 ani. Un exemplu demn de urmat. Numai bine!